Genul programului News Magazine. Bună dimineața și bine v-am regăsit, iată, vă spun din nou de aici, din studioul Cafelei și din această sâmbătă dimineață pregătiți cu invitați speciali și subiecte interesante. Evident, începem cu mișcare de dimineață, pentru că așa se spune că o viață sănătoasă începe de dimineață cu o cafea bună și cu mișcare, nu? Dar dacă facem, dacă le combinăm și facem mișcare la cafea, vă dați seama ce iese. Îi mulțumesc invitatului meu, este vorba de cunoscutul Mike Petreanu, Mihai Petreanu, așa cum îl cheamă în buletin. Mă bucur că este aici și spun bună dimineața și bine ai venit la noi. Bună dimineața! Ce faci? Bine v-am găsit. Bine. Bine, faci bine. Da. Bine găsești. Bine găsești, da. Excelent. Faci mișcare. Faci mișcare. Dimineața acum am făcut mișcare. Ai făcut deja? Da. Ai făcut-o toată viața. De când știi tu, faci mișcare? Păi de la 5 ani jumate, 6 am început cu gimnastica și alții n-au anii de vârstă cât am eu de mișcare. Te-am văzut în ultima vreme și au văzut și telespectatorii noștri, te-au văzut prin intermediul nostru că ai un proiect extrem de serios și de important pentru copii. Școlile din Cara Severin și nu numai. Haideți să dezvoltăm subiectul. Ce înseamnă asta? Cum te-au primit copiii? Ce părere au? Pentru că ai început, cred că, cu Oravița. Ai continuat la Reșița, da, nu? Da. Este un proiect național cu aprobarea și în mod deosebit a Ministerului Educației prin inspectoratele școlare. Avem un protocol semnat cu inspectoratele școlare. Avem, de exemplu, mâine plecăm la Târgu Jiu. Am fost invitați de către inspectoratul școlar de acolo. Neapărat au zis să vin. Am vorbit cu doamna inspector și cu colegii profesorii de sport. Să mergem să promovăm, să le arătăm ce înseamnă 2FB, pentru că multă lume nu știe. Acest 2FB este un sport național. Este un sport care se poate practica oriunde și oricând. O să rog pe colegul meu, Alin, te rog, primele imagini cu 2FB ar fi bine de pus acum peste noi. Sunt cel... Nu, celălalt. Celălalt video. Bun, mulțumesc. Da, sunt exerciții fizice care se pot face cu propriul corp sau se fac cu propriul corp. Nu necesită foarte multe materiale, accesorii sau nimic adiacent, decât poate să fie o... Uite, acum le și vedem imaginile și înțelegem. Poți să și scoți grafica ca să se vadă și echipamentul și mișcarea. Da, așa. Nu trebuie mare lucru. O pereche de pantofi de sport buni, mai de calitate. Un short și un tricou. Aici ești în sală. Da, în sală. Un tricou și poate să fie un maieu sau poate fie la bustul gol, bărbații, băieții. Fetele, o pereche de pantofi, o pereche de colanți sau short, maieu la fel sau un bra, o bustiere. Sau un tricou. Sau un tricou, da. Ce vor ele, nu? Da. Antrenamentele se bazează numai și numai pe propriați greutate corporală. Așa se și văd acolo, da, nu? Da. Și ăsta e 2FB-ul, este sport național. Când s-a hotărât acest lucru? Păi în 2018 am intrat eu în cadrul federației și în 2019 am depus actele la OSIM. Din 2020, în 2019 s-a ținut și primul campionat național aici în centru, dacă ți-aduce aminte, în fața Polivalentei. Din 2020, cu preponderență, deja avem adepți și se practică nu numai în țară, și peste hotare, chiar și în Japonia, Africa, Statele Unite, Europa. Sunt exerciții speciale mai la 2FB? Nu sunt exerciții care, să zicem, nu eu am inventat roata. Sunt exerciții care s-au practicat și se practică de mult,
mai ales cele de pe palme, care sunt luate, toate exercițiile sunt luate din alte sporturi. De exemplu, majoritatea exercițiilor care sunt pe palme sunt luate din înot. Adică cum pe palme? Pe palme, de pe palme, plank. Uh-huh. Adică stai pe palme, picioarele întinse. Aha. Sunt luate din înot. Sau din atletism, exercițiul care l-am făcut eu mai înainte, spider, adică piciorul aruncat lateral, este luat din 110 metri garduri, din antrenamentele celor care de la atletism, da, pentru că trebuie să arunci piciorul mult, mult în față. Bun, nu este singur, am spus așa de pe palme, sunt multe exerciții care se practică la nivel de handbaliști, voleibaliști, chiar și fotbaliști și luate de acolo exercițiile. Sunt perfecționate și aduse la corectitudinea execuției, plus să fie și regulamentar, a fost introdus un regulament de arbitraj și atunci, ca să dau un exemplu, ca să înțeleagă telespectatorii, de exemplu, dacă faci o flotare, să atingi cu pieptul un burete. Aha, deci să-ți pui da, un burete de 4 cm, așa, da, atingi da. Cu, dacă n-ai atunci atingi, e corect. Atunci e corect. Dacă n-ai atins cu pieptul buretele, nu se contorizează execuția, repetarea. La fel la fandare sau la genoflexiune. La genoflexiune, coapsa parlă cu podeaua sau mai jos. Este un exercițiu, sunt 6 exerciții care sunt de bază în 2FB și de acolo pleacă. Așa, pleacă, care sunt cele 6? Păi de jos flotările. Da. Sunt plank-ul de pe palme sau de pe coate. Adică? Da? Adică de pe coate stai în plank, picioarele da. Întinse. Da. Sau de pe palme. Da? De pe palme, de acolo pleacă exerciții. Ridicat. Deci nu, pe jos, palme, jos pe palme jos. Și picioarele întinse. Aha. Întinse, da? Ca o scândură, că îi spune, da. Chiar îi spune scândura. După aia, jos din șezând sau de pe spate. Sunt cele pentru abdomen. Deci da. Din șezând rașa nap sau de pe spate forfecările. Din picioare genoflexiunile, fandările și este un exercițiu extrem de greu, dar se regăsește la noi să-i turgă genunchii la piept. Aha. Astea sunt cele 6 exerciții care sunt de bază și de acolo pleacă variante, foarte multe variante. Dar cu antrenament, atât de la vârstă fragedă până la, dacă eu mai practic înseamnă că se poate, până la o vârstă înaintată, chiar fără limită, pot fi practicate exercițiile și cu antrenament ai un progres extraordinar. La ce te ajută? Păi, în primul rând, ești sănătos și este recomandat, acum eu am căutat din 2016, am colaborat și vorbeam cu foarte mulți medici și până la urmă cel care m-a ajutat foarte mult a fost doctorul Șerban Damian, dacă îl știți. Doctorul Șerban Damian de la București, un doctor care se ocupă și de recuperare și de progresul unui sportiv ca preparator fizic și nutriționist. Și m-a ajutat, a spus, parametrii la exercițiul ăsta nu sunt buni, la ăsta-l-alt este bine, ăsta-l-alt nu, și atunci am căutat să le combin. Nu este ușor, pentru că am combinat exercițiile, le-am trimis la Institutul de Științe Sportive din Edinburgh, le-am trimis în 2018, am primit răspunsul că atunci am primit în 2020, da, sunt bine și chiar am primit un răspuns foarte elevat. O zis, da, m-a ajutat foarte mult Șerban Damian și o competiție întreagă pentru 2FB la nivel de seniori cu 8 sesiuni. Ce înseamnă asta 8 sesiuni? Ca să înțeleagă telespectatorii. Sunt 4 exerciții grupate, fiecare 2 minute,
fiecare exercițiu face 2 minute, se trece dintr-un exercițiu în celălalt în maxim 5 secunde. Ai 8 minute. În 8 minute s-a terminat o sesiune. Ai de făcut 8 sesiuni la bărbați, categoria elit. La femei, 4. Deci 8 sesiuni este echivalentul a unui maraton. Serios? Da. Atâta consum? Consum, da. Cât într-un maraton? 8 sesiuni de câte minute? 8 minute fiecare. 8 minute fiecare. De 8 ori 8, 64 de minute, da. Înseamnă cât un maraton. Cât un maraton, da. Dar dacă le faci corect. Dacă faci și corect. În ritmul în care spuneți exact. Voi, nu? Nu e vorba de ritm. Nu e, e vorba de faptul că la fiecare sau o medie să fie de între 2000-2200 de repetări în total. Adică e complicat. Adică e complicat. Dacă e cât un maraton, e clar că e complicat și trebuie să ai o condiție fizică. Condiție fizică bună e ca la orice sport de performanță. Se impune să faci anumite exerciții, dar, cum se spune, să nu tragi mâța de coadă. Ai un interval de 2 minute, iar în acel interval de 2 minute trebuie să înțelegi că dacă ai făcut exercițiile corect și n-ai făcut pauză mare, automat în 8 minute îți ies peste 400 de repetări. Da, interesant. Da. Ce au zis copiii atunci când ai mers în școli? Prima dată la Oravița, nu? La Oravița am fost. Am fost și nu e vorba de încântare, e vorba de faptul că am făcut și afară, am făcut și în sală. Și au fost încântați că au putut face anumite exerciții și nu necesită materiale adiacente și toate articolele care se găsesc pe piață, eu știu, corzi elastice, corzi de sărit. Bine, nu sunt foarte scumpe nici astea. Nu, ideea este alta. De exemplu, am dat un exemplu acum. Dacă vrei să faci genoflexiuni și foarte multe doamne, domnișoare își pun pe coapse elasticele alea și fac cu ele genoflexiunile cu picioarele depărtate ca să forțeze mai tare mușchiul coapse și cel fesier, nu țin o veșnicie. Da. Se deteriorează și alea. La fel, de exemplu, foarte mulți am stat de vorbă, dar la Oravița, nu am, în rest aici, în Reșița, nu am, că am stat de vorbă cu elevii, ei nu folosesc. La Oravița am stat de vorbă cu câțiva băieți și încă foloseau, pe vremea când foloseam și eu, extensoare, dacă știi despre ce este vorba. Și foloseau extensoarele, atât pentru biceps, cât și se poate și pentru triceps și pentru mai un pic mai delicat, că nu prea ai cum să folosești la flotări și la fandări. Dar pentru trenul superior poți folosi extensorul. Și nu este un capăt de țară în cazul în care n-ai reușit sau nu poți să faci anumite exerciții de la început. Totul se rezumă la a face orice treabă în lumea asta, să faci progresiv. Când te-ai angajat, prima dată, eu știu, dactilograf, merge mai greu la început. Degetul, da. După aia, după 3 luni, mai bine. După încă un an, mult mai bine. Așa e și aici. Dacă ai început și nu poți să faci flotări, nu poți să faci decât 2 flotări corecte, după o lună sau două, se mai pun încă 3-4. Și așa mai departe. Progresul în sport este evident. Doar dacă te ții. Dacă mergi la sală să faci antrenamentele, că se pot face și acasă, dacă faci antrenamentul o dată sau de două ori pe săptămână, nu ai niciun fel de progres în mod deosebit. Poate ce chiar, înseamnă chiar să linear. Te ții? Înseamnă să faci în fiecare zi? Eu acum nu vreau să ajung în cealaltă extremă și să zică lumea că trebuie să fii Superman ca să faci antrenament în fiecare zi. Dar
așa cum scrie pe sticlă, pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Eu fac în fiecare zi. Sunt perioade în care, de exemplu, am fost într-o deplasare și am ajuns târziu acasă, sau am fost în Serbia și ajung târziu acasă, a doua zi dimineață, nu mă pot trezi să... Adică mă pot trezi, dar nu sunt în plenitudinea forțelor și mentale și fizice să pot să fac un antrenament. Dar cam de 4-5 ori pe săptămână, dacă nu sunt obosit, fac lejer dimineața antrenament. Pentru mine, poate și faptul că fac un pic mai greu. Pentru tine e un mod de viață, este altceva, dar da, pentru oamenii obișnuiți și... Niște exerciții fizice. Deci nu trebuie să fac nu știu ce flotere sau geoflexiuni. Niște rotii de brațe, niște aplecări, geoflexiuni, semi-geoflexiuni poate să fie. Poate să fac acele barpis, dacă ai auzit de ele, corene. Nu. Hai, tradune. Este un exercițiu complex. Este un exercițiu inventat în secolul 17 de armata coreană. Deci la 1600. 1600 și. Și era, avea trei aspecte. De încălzire, antrenament, de pedeapsă și de antrenament. Deci de încălzire, de pedeapsă și de antrenament. De antrenament, da. Ăla de pedeapsă era cel mai dur, probabil. Cel mai dur pentru că ți se spunea poate să faci 500 de cutare și nu le-ai terminat, mai iau de la capăt sau nu știu acum cum au considerat coreenii să... Și ce însemna? Înseamnă o săritură pe vertical în sus. Da. Sărituri ca mingea. Da. Așa cum am învățat noi la școală, sărim ca mingea. Așa. În sus cu brațele ridicate, te duci jos înghemuit cu palmele jos, arunci picioarele în spate, faci o rotare și revine apoi. Oh, da. E o șmecherie. Ai făcut, dacă faci 100 de bucăți dimineață, ești ce trebuie. Nu e vorba de faptul că să te duci până în 30 de minute. Aia înseamnă să te trezești dimineața. Adică la 6:30 să te trezești. Nu să te trezești la ora 7:30 și la 8 încep lucru. Bun, și dacă alergi? Dacă, ai zis dacă. Problema e alta. Problema e alta. Te duci afară, îți ia 5 minute sau 10, pardon, până ajuns afară. Da. Deci aia înseamnă că poate trebuie să-ți alogi mai mult de 30 de minute. Da, până te îmbraci, până te... Și dacă vrei neapărat și stai undeva la 10 minute de mers pe jos față de un stadion, îți mai ia ceva. Adică nu poți să alergi în jurul blocului, în cartier sau dacă ai și simți că stadionul este cu mult mai bun, pentru că chiar dacă este o pisă de zgură sau coritan, este mult mai bună decât asfaltul. Pentru ligamente. Și ligamente și pentru cei care sunt ponderali sau supraponderali. Pentru că la un moment dat o să apară, dacă tot alegi, chiar dacă faci pașii mănunți și nu alegi cu pasul mare, adică 1 pe 2, poți avea probleme începând de la zona lombară, coxo, genunchi și până la gleznă. Spuneai tu, ce au zis copiii? Și timp să nu plouă. Unii se duc și pe ploaie și pe ninsoare, cei adevărați fac pe orice vreme. Și eu la fel sunt de aceeași părere. Dacă zici că e rece dimineață, că de ce deschizi geamul să faci niște exerciții și ești și la un tricou numai, păi te încălzești, în 2 minute nu mai simți frigul. Ce simți la copii? Își doresc mai mult sport, au început, înțeleg. Da, am un... Încet o să vină. Am chiar copii care vin. Știi de ce te întreb? Pentru că văd tot mai multă lume și alergând pe promenadă și prin oraș, adică nu mai e jena aia. Și nu se mai uită nimeni la ei dubios că aleargă. Ții minte, eu eram sportiv și am venit acasă și am avut o accidentare. Am venit la București și am stat la ei mei în Oravița și m-am dus în fața blocului și am sărit coarda. Se uitau toți la mine ca la o zâneu.
După perdea mai și râdeau, uite, la sare coarda, n-are altă treabă, e bolnav sau ce are copilul ăsta, că era în tinerel. Ideea este că nu trebuie să, trebuie să dai la o parte tot ceea ce înseamnă oamenii care se uită în jurul tău la tine dubios. Nu, și exact cum ai spus, nu mai sunt problemele astea că aleargă unul sau altul. Înainte era oarecum... Din contră, eu cred că se uită admirativ. Da, aia am vrut să spun. Sunt de apreciat cei care aleargă dimineața la 6, chiar la prânz sau seara, și că, așa cum ai spus, plouă sau ninge sau bate vântul, se duc la alergat. Sunt mulți care chiar e de apreciat asta când am fost în Oradea. Un domn, că se pare că era mai în vârstă după cum am văzut eu, ploua, dar el s-a dus cu bicicleta, se ducea cu bicicleta. Și cu bicicleta am văzut tot mai mulți oameni că își doresc să meargă. Am văzut tineri care i-am văzut la standurile cu biciclete din Reșița, foloseau aplicația, își luau bicicletă. Da, cum să. Deci tot mai mulți sunt. Da. Și ideea este că acești copii care sunt în momentul de față absorbiți de toate device-urile celulare, de tablete și laptopuri, este un lucru bun pentru ei să facă mișcare. Măcar 2 ore să lase. Eu nu zic o oră, 2 ore să lase la o parte aceste device-uri și să facă sport. Nu este ușor pentru că ei sunt obișnuiți cu aceste accesorii moderne și cred că dacă un copil sau un adolescent nu are acces la socializare pe internet, pe social media, pe orice telefon, tabletă și laptop, au probleme și atunci problemele pot fi rezolvate cu efortul fizic, cu exercițiu fizic. Te ajută și la cap, vrei tu să spui, cu alte cuvinte. Adică, nu numai că e sănătos fizic, e și mental, dacă și faci sport. Și ideea este că atunci când îți lucrează corpul și dacă lucrezi și faci exerciții fizice de 2FB, automat îți lucrează corpul așa cum dictează mintea, capul. Ce înseamnă asta? Înseamnă că faci anumite exerciții, dar trebuie să ai și coordonare. Nu poți să faci exercițiile și să le faci de capul tău doar să fie făcute. Adică îți trebuie un instructor specializat, tu spui. Da. De ce? De ce? Îți trebuie și coordonare. E o zicală. Nu-i de ajuns să transpiri la antrenament. Am transpirat la antrenament. Uh-huh. Nu. Transpir cu cap. Transpir cu folos. Adică dacă am făcut o genoflexiune, n-am făcut o genoflexiune care nu și are noimă, adică te aprești prea mult în față, undulețul e prea sus și atunci contează foarte mult să faci corect. Este și o sintagmă după aia. Nu contează cu cât faci, contează cum faci. Nu contează de ce faci sau cum faci, contează să faci corect. E foarte important să faci anumite exerciții corecte, pentru că apar după aia dureri. În primul și rând, durerea de genunchi și de spate este groaznică dacă ai făcut incorrect exercițiile. Și sunt foarte binevenite întotdeauna și întotdeauna la sfârșitul unui antrenament exercițiile de stretching. Adică de întindere. De întindere, da. Ca să poți să nu rămâi cu dureri. Da, da. Care e diferența, că tot ai vorbit în ultima vreme, 2FB și Fitness Challenge? Da. Și acum putem vedea și celelalte imagini. Da. Se încearcă, așa cum eu, de exemplu, este cum de 10 ori mai benefic 2FB-ul de a se implementa în școli și în licee. Este vorba de Fitness Challenge, un nou sport cu 5-6 exerciții
care se dorește a se promova și implementa în școli. Dar copiii și părinții nu știu că aceste exerciții sunt un pic dăunătoare copiilor. De ce? Pentru că nu poți să-i ceri unui copil să facă anumite exerciții, chiar dacă sunt primele exerciții, se văd că se lucrează cu propriul corp, dar ai materiale și accesorii adiacente, un cub, o bară, paralele, nu știu ce așteaptă, că li se pun gantere în brațe și haltera pe ceafă. Și un copil în școli nu este recomandat. Conform studiului de la Institutul de Științe Sportive din Anglia, nu mai știu care oraș, spune așa, până la vârsta de 16 ani, nu este de preferat a se lucra cu greutăți peste greutatea corporală, doar în cazul în care copiii au și le se administrează protector articulare, pentru că articulațiile sunt primele care îi lasă pe copii la vârsta cea de 10-16 ani. Deci atunci, era fitness, da, challenge-ul, da, și challenge. Se încearcă promovarea lui mai mult în școli? Da, în școli, și e un sport frumos, dar îți trebuie anumite accesorii care nu toate școlile și le permit. Una. A doua, nu este recomandat să facă decât de la 16 ani în sus. Eu acum vă spun ce știu, ceea ce m-am documentat și am stat de vorbă cu alți colegi din cadrul federației noastre, din Anglia, din Statele Unite, chiar și din Africa, din Africa de Sud. Nu este recomandat să se ceapă trasul de fiare sau culturismul decât sub îndrumarea unui medic sportiv, să ai anumiți parametri și structură, mă refer la tipul somatic să fie bun pentru așa ceva. Nu este recomandat să se practice exact cum am spus, dacă nu ai un protector articular și hepatic, pentru că se mănâncă foarte, foarte mult mâncare sau se cere să mănânce adecvat și atunci se încarcă foarte mult ficatul. La anumită vârstă, ficatul după aia, la 25-30 de ani, joacă feste. Și nu mai este cel care ar trebui să fie la 25-30 de ani. Deci poate să se întâmple și asta? Păi, de exemplu, dacă la vârsta de 10-12 ani se administrează aminoacizi și proteine, da, se încarcă ficatul. În plus, și foarte mulți părinți care nu știu, și atunci dacă nu îi administrezi copilului, nu îi dai protector hepatic. Păi da, dar nu îi dai aminoacizi și proteine la vârstele astea așa fragile. Nu îi dai, dar ce ai la cap să-i păi dai? Păi sunt care au la cap. Acum pe bune. Sunt. Păi ideea este alta din punct de vedere comercial. La fel cum e culturism, crossfit, powerlifting, fitness challenge, automat se încearcă și promovarea suplimentelor nutrive și susținătoarelor de efort. Și se comercializează. Se comercializează fără limită. Și nu e și atunci oamenii neinformați se gândesc că exact, e bun și la copii, că e extraordinar. Așa ca este, ca să fac o paranteză, dar chiar o asemănare. Sunt mulți dintre noi care
ne uităm pe Facebook, pe social media, vedem o reclamă cu nu știu ce ulei sau tablete că dacă ai luat, genunchiul nu te mai doare. Și sunt mulți care au dat comandă, i-au venit produsul, au folosit, au văzut că n-au cum să progreseze, da? Din punct de vedere al mișcării unui genunchi sau spatele, le-au dispărut, nu mai putea să caute site-ul. Da, evident că așa se întâmplă. Da. Pantofi, genți, medicamente, haine. Și așa, da, mai departe. Și atunci trebuie să spui un semn de întrebare. Totuși, dacă se ia un calcul, mă refer acum la suplimentul nutritiv susținătoare de efort, pentru cei mici se ia în calcul faptul că acele produse, când se fac experimente, se fac pe o marjă de la 25 la 45 de ani pe persoane. De ce se fac, nu se fac pe cei de 10-16 ani? Bun, stai să te gândești bine, la nivelul Simonei s-a întâmplat să ia un supliment contaminat, da? Păi la un asemenea nivel, nu? Da, știm, da, povestea, da, cu Simona Halep. Ce să mai vorbim de oamenii obișnuiți, oamenii de rând, care are un întreg staff, e o industrie acolo. Este. Hai să vorbim ceva și de alimentație. E un subiect foarte interesant. O să se supere foarte mulți la ceea ce o să spun. Știm toți, toată lumea știm că trebuie să mâncăm ce trebuie și când trebuie. Este sau nu? Teoretic. Habar n-am dacă știi. Și atunci, dacă știi, la ce te duci la un nutriționist să mai dai și bani? Știe toată lumea că trebuie să mănânci dimineață, la prânz și seara foarte puțin. La ce te mai duci, nu vreau să supere nimeni. Adică te duci la un nutriționist ca să vezi dacă ești prost? De ce te duci la orice fel de specialist? Nu, ideea este în felul următor. Știe toată lumea că n-ai cum să ajungi la o grăsime corporală mare decât pentru că ai sărit calul la mâncare. Pentru că ai mâncat. Da. La ce te-ai dus atunci la nutriționist? Să spună că nu mai mănânci. Asta nu știi dinainte. Și atunci revin la exact ceea ce a spus Jack LaLanne, dacă azi de el, este părintele fitness-ului la domiciliu. A spus așa: noi avem două emisfere, pasiune și rațiune. Rațiunea își pierde și ajunge la 20-25% din a lucra cu ea și aducem la un parametru mai mare de 70% pasiunea de a mânca o pizza. Și exact cum eu, de exemplu, eu sunt, îmi plac foarte mult prăjiturile. Dulciurile, deci. Da. Prăjiturile îmi plac și nu mă omor după cele de la farmacie, cum spun eu, la cofetărie, cele de casă, și îmi plac napolitanele. Nu orice fel de napolitane. Nu o să zic că fac reclamă, dar am găsit niște napolitane de la sârbi, sunt extraordinare. Bine, multe de la sârbi, da, sunt, da, extraordinare. Da. Și prăjiturile de la copii. Da, și prăjiturile de la pecara, da. Ideea este că să nu mănânci, ca să revenim la oile noastre, să nu mănânci în exces. Știe, adică toate cu măsură. Toate cu măsură. Că mănânci sau, de exemplu, ai mâncat o prăjitură, mai mănânci încă două, dar nu mănânci de dimineață până seara. Eu sunt, deci mă omor după prăjituri, prăjiturile de casă. Câte mănânci cele mai mult? Câte bucăți? Bucățile-s bucăți, că nu poate să fie enorme. Adică sunt bucățele. Deci mănânc o tavă. Mănânci? Da. Îmi plac prăjiturile. E adevărat că nu e frumos ceea ce spun eu, dar de-aia și mănânc mai rar. Poate mă premiez odată la o lună jumate, mă pot premia și eu să mănânc
alții se premiază și zilnic și chiar dacă se premiază, nu se premiază zilnic, în fiecare weekend scapă 3-4 beri, o pizza. Și atunci... Așa grea e pizza, așa gravă. Păi nu, dar în reacția chimică poți să tună așa cu berile și cu sucul gastric, dai seama unde ajungi. Și este și zicala aia, că o bucată de ciocolată are același gust cu o ciocolată întreagă. Corect. Deci cu măsură, tot cu măsură, facem, tot, cu măsură. Tot. Unde și te găsim dacă vrem să... Noi avem sala jos pe calea de Mișorii, lângă restaurantul Timea, este firma mare, scrie 2FB Gym. Da. Avem antrenamente dimineață de la ora 9 și după amiază de la ora 17:30, încă 3 clase, de luni până vineri. Sâmbătă mai facem... Și pentru începători aveți. Și pentru începători, da. Mai ales că acum chiar am făcut o reclamă pe social media. De miercuri începem, după ce venim de la Târgu Jiu. De miercuri începem, avem o clasă de începători de la ora 19:30 la ora 18:30. De la 19:30? Da. La 20:30? La 20:30, da. Adică 7:30, 8:30, post-meridian. Și s-au înscris deja, sunt aproximativ 10 doamne. Chiar a trimis un mesaj lui Mari și un domn că vrea. Foarte bine. Da. Mai din ceea ce ne-am uitat noi pe social media, omul nu este un om plinuț, e slăbuț, dar îl așteptăm. Și ce mai puteți primi? Ce mai putem primi, da. Vreau să revin un pic, să mă întorc un pic înapoi. Ce înseamnă stil de viață sănătos? Înseamnă să te trezești dimineață, faci, hai să zicem, nu faci 30 de minute de mișcare, 15-20 de minute de mișcare, te duci, de fapt, ideea este în felul următor, nu faci mișcarea până nu te-ai spălat pe dinți. Sunt foarte mulți, ca să am vrut să spun, foarte mulți care se apucă să dau jos din pat, poate s-a dus la toaletă și a făcut numărul 1 și s-a apucat, nu, te stel pe dinți. Pentru că nu este bine ca sucul gastric, care tot îl, chiar dacă bei apă între timp sau ai băut după ce te-ai trezit sau fost la baie, ai băut un pic de apă, să tot bagi în stomac. Deci te stel pe dinți. Pe dinți, da. Așa. După faci mișcare, vii și mănânci. Faci duș. Faci duș. Mănânci. Da. Dar nu în pat. Că sunt mulți care mâncarea... Deci și-au făcut o cafea și se duc în pat. Nu. Stai la bucătărie, mănânci, îți aloci 15-20 minute din dimineața respectivă să mănânci. Poți să te duci la televizor, dar nu este foarte, foarte important. Și eu încep cu un pahar mare cu apă și mănânc o banană și după aia mănânc. Dimineața am mâncat 3 ouă cu biscuiți și niște ridichi plus chefir. Încerci să mănânci în așa fel încât la prânz să mănânci un fel, nu două sau trei. Eu spun acum mesele principale și seara. Eu, de exemplu, mai mănânc o banană sau înainte mâncam curmale, mai mănânc o banană, mai mănânc poate niște biscuiți nesărați sau chiar dacă sunt sărați, nu mănânc foarte mulți și pe parcursul zilei beau apă. Dar ce înseamnă seara? Aia nu înseamnă la ora 10 seara. 7, de exemplu, când am terminat antrenamentul, am banana la mine sau am ceva care să nu mă deranjeze la stomac când ajung acasă și mănânc, pentru că mănânc ca să am o liniște la stomac, pentru că dimineață vreau să mănânc bine. Am înțeles. Îți mulțumim mult, Mike. Mulțumim tare. Te mai așteptăm la noi. O scurtă repriză muzicală și ne întoarcem rapid în studioul emisiunii.